Da, bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că dacă vreți să vă cumpărați un cont de Steam sau să vă vindeți un cont de Steam, aveți site-ul steamaccount.us, aici puteți găsi o gamă largă de conturi, deci foarte multe conturi de CSGO, dar și conturi de Steam în general care au mai multe jocuri. Aveți primul link din descriere, băieți. Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO cu cheat-uri gratis. De data aceasta jucăm cu One Tap Cracked și... acesta este un episod mai special, deoarece după atâtea cereri pe live-uri am să vă dau și configurile pe care mi le-a dat Sky de HVH și cel pe care mi l-a dat Dan, un abonat de-a meu, Danite, pentru Legit. Vă salut desigur și pe cei de pe grupul de Facebook Counter-Strike Global Offensive România, care mă bârfiți în fiecare zi acolo și plănuiți, voi faceți acolo mare plan să-mi dați canalul jos. Vă mulțumesc, fraților, pentru promovarea aia gratuită, dați și voi, frate, acolo un like și hai să trecem la meci. Bă, băieți, eu am zis să jocul cu cheat-ul pe Legit, adică să nu dăm tare, dar uitați-vă și voi aici. Domnul nostru Janek și mai e și domnul Bold 3 Iger, care domnii de ei joacă cu Region, așa că cred că o să fie un meci de Hack vs. Hack. Să mai vedem, să vedem. Mamă, like-ul spin-ul cu aia. Ok, ne băgăm setările de Hack vs. Hack, să le testăm aici versus 2, codați aparent. Deci mi s-a dat CS-ul mai încet. What the fuck? Coi the fuck, guys? Stai că nu văd tastatura. În fine. Hai să ne băieți. Ok, i-am dat un hit. Deci da, One Tap, n-am prea multe așteptări de la One Tap în meciul ăsta de Hack vs. Hack, dar Adamis, ok. Headshot, băieți. Oh, ok, încă un headshot la Janek. Oh my god! Bă, configul ăsta de... băieți, ce se întâmplă cu configul acesta de Hack vs. Hack pe One Tap? Dăm X, X, deci cu configul ăsta, dacă dați pe X, va activa third personul și starting. Oh my god, deci am așa emoții, doamne, nu. Da, bă, băieți, suntem în următorul meci, aparent. În meciul trecut cineva de la ei și-a băgat aici Budu, deci a dat hack-ul în blană, dar a ieșit cineva de la noi din echipă și meciul nu a mai început. Ne-am dat din nou pe setările de Legit, ați trebuit să-mi dau sunorul mai pe mic. Și haideți să vedem, cred că... oh, e Janek! E tot Janek, cel din meciul trecut, băieți! Janek! Dar e doar Janek! Ok, acum am doar chems-urile, haideți să-mi activez și wallhack-ul. Da, pentru cei care nu știți de unde mi-au eu cheat-urile gratis, aveți un link în descriere, nu mă mai întrebați în comentarii. Să vedem pe Janek al nostru, ia uite ce tapuri dă Janek al nostru, ia fiți aici ca să vă convingeți care cod. Ok, a fost praf acolo. Acesta este un config de Legit, deci nu... ok. Dă prefire-uri tipul ăla. Na, nu poți să intra prin perete, ok. Asta, no scope. Oh, no scope, nice, no scope. Iau-te-l pe Janek al nostru. Haide, Janek. Haide, Janek. Doamne, te-am dat în celălalt. Haideți să vedem, bă, băieți, în meciul ăsta dacă îi facem ceva la Janek. Oricum o să-mi bag Regiu din prima rundă, probabil, pentru că Janek al nostru n-are milă. Oh, uleu, mă blochează ei mei. Mamă, cât de slab, bă. Încerc să dau... no scope. No scope. Ok, un no scope. Încă unul. Încă unul, încă unul. Doamne, Iisuse. Janek al nostru, pe care îl batem, cred că cu Legit butul, dacă mă enervez un pic. Ok, deja Janek nu o să dă prin cutie, uitați-vă și hai să vă arăt. Vedeți, deci nu mai tapuri cu auto-udă, dar cred că are un cheat destul de slab sau probabil are un config destul de slab, pentru că nu știu să dea un cheat așa de slab. Uitați-vă și voi la ea, uitați-vă și voi la Janek nostru, ia. Mamă, are și a nostru. Ale for the win, are hack și el. Oh my god, ale for the win. Deci, bă, băieți, o să ne băgăm din clar din prima rundă setările de Hack vs. Hack. Oricum nu vă recomand, deci niciun episod nu o să vă recomand să jucați cu cheat-ul ăsta. No. Fuck you, son of a bitch. Ok, zice ok, ne amenință acum. Haideți să vedem, bă, băieți, dacă reușim să-l batem. Eu zic că o să reușim să-l batem, deoarece One Tap cred că se ține destul de bine la Hack vs. Hack. Mi-am luat un revolver fără armură și o să mergem în prima rundă pe domnul nostru Janek. Haideți să vedem, bă, băieți. Bă, nu văd pe nimeni momentan aici. Ah, ok, Janek al nostru e pe mic și o să-și ia One Tap. One Tap, by One Tap, cred, băieți. Da, deci Janek al nostru, hai să-i zicem și zis, să-i facem niște trash talk, că poate își bagă și el, poate își bagă și el, cine știe, Rage-ul. Nu se știe, dar eu oricum zic că nu o să și-l bage, poate e căcat pe el, nu știu, hai să dăm niște one tap-uri aici, boys. Niște one tap-uri, nu, de ce ratează, ratează Legit-ul, bă, băieți. Voi vedeți că îi dădea miss-uri la domnul ăla Legit, doamne, măi, eu sunt obișnuit cu Neverlose-ul, bă, băieți. Pentru cei care nu știu, am jucat cu Neverlose vreo lună de zile și, o lună de zile, mamă, cum sunat, vreo lună. Și... dădea, deci nu dădea miss cheat-ul ăla, nu știa să dea miss, mai că atunci nu știam eu să joc HVH așa de bine, nici acum nu știu ce, dar na, oricum știu mai bine decât știam atunci. Și de aia probabil, nu, mi se pare super slab One Tap, deși el e destul de bun, la Hegersu mie mi se pare slab, deoarece am jucat cu Neverlose care dădea numai tap-uri, știți ce zic. Să-mi bag Legit-ul, are să ne mai jucăm runda asta cu Regiu, să vedem dacă se activează la maxim și dacă nu se activează o să-mi bag Legit-ul. Uite-l pe Janek al nostru și-a luat scout și ne așteaptă. Oh, One Tap, One Tap by One Tap, cred, băieți. Băiatul ăla nici nu se... mamă, băi, ce le dau la ăștia. Și oamenii cred că au aim și world toți, dar nu-și bagă rage-ul, că l-am așteptat. Bine, probabil putea să mă și audă, dar... come on, man. Mane.
HVH, you started it. Și îmi place la One Tap care chestia aia de ți apar toate kill-urile făcute și nu expiră de acolo kill feed. Ok, și ăsta și-a băgat rage boot-ul, dar ok, l-am ratat. Ok, am dat One Tap, a, nu i-am dat la ăla. Hai Zoli, mamă ce le-am dat-o la băieți, nicio șansă, nicio șansă nu stau. Și e și rusul ăla, care oricum o să, mamă, n-are bomba plantată bine. O să pot să-i dau defuse și mă uit la radar. Da, nu mai apucă să mă moare, i-am dat defuse la bombă băieți și eu mai dau One Tap. Why the fuck, lol, they are cheating too. Mamă, vor să-mi dea... Ok, rusul ăla... O ieșit rusul de la ei. Nice one, why you retarded? They are cheating too, lmao. You fucking piece of shit. Le facem și trash talk acum puțin. Da, deci cam asta e treaba. Mamă, jucăm la silver, frate. This is... Ok, HVH. Come on, man. As win. Mamă, face trash talk, zice easy win și de alea. Haideți să vedem dacă o să fie chiar așa easy win. Și-a luat... Mamă, și-a luat scout. Ok, puteam să stau la one way-ul de aici și fix asta o să fac. Să mă pun aici. Bam, haide, haide Zoli. Zoli, dă-i, dă-i. Ce are? Ce hack are Zoli ăsta nostru? Zoli, ce-ai făcut Zoli? Hai James? Oho, Zoli și James, salut, salut. Ce citare extrem, mă, ce fantomă e și aia, mă. Te-ai dus și tu, bossule. Come on, man. Îi scriu așa în alfabet, știți, ca să creadă că-s copil de ala de 10 ani în alfabet. You said is win. Aimware, îl păcălesc, știi? I-am băgat vrăjala de aia. Sper că n-am clan tag, e ok. Un pic de corona, băieți. Haideți să vedem ce o să facă. Mamă, și-a băgat și ăsta. Ok, avem aparent 2 HVH. Are fake lag ăla și are auto. Și-au băgat toți. No way. Sunt 3. Ah, fuck, l-am ratat. Ok, unul ăsta mă moară. Ok, 2. Hai James-a meu. Doamne, mă, ce slabi sunt ăștia, mă, frate. Au hack-uri slabe ăștia, mă, dacă-i bag cu OTC-ul, bă. Voi vă dați seama ce hack-uri pot să aibă ăștia? Op, ok, n-am mai reușit să le iau pe ăla. Voi vă dați seama ce hack-uri îmi place de măta indianule. Mă, ce? Mă, Edi, tu ești, mă, Edi 22. Că el își mai pune numele de astea și intră la HGH. Nu știu dacă intră pe matchmaking. Bă, ești nebun? Coaie. Ziceți sal la YouTube, bă, Raul 2K, mâine apăreți. Maien, apăreți. Bă, i-am dat de români, coaie. Ăla nu e Edi 22? Bă, Edi, tu ești, mă. Ăsta o fie Edi, coaie, că el își pune de nume de astea handicapate. Că-l știu eu pe el. Hai, Janek, dă-mi pic, mane. Dă-mi pic, domnule Janek. Nu-mi dea pic, hai că-i dau eu pic, nu-i problema de război. Așteaptă-mă acolo doar. Oh, ok, mi-am dat pic prost aici. Și pic și one tap, salut boys. Ok, deci n-au ăștia nicio șansă, au cituri slabe ăștia, mă, frate, n-au. Că dacă aveau și ei un Everlus ceva, un aimer, un skit, mai ziceam că mă băteau. Dar așa, cu citurile astea, zero de dorea în coaie. Mamă, n-ai, nu dai cu băieții. Bine, pe matchmaking niciodată nu o să găsești citări ca lumea, pentru că majoritatea joacă pe servere de HVH și, na, slăbuți așa, slăbuți. Da, și nu-mi ziceți în comentarii că... Nu știu, eu când eram noob la hack versus hack, chestia, deci chiar când nu știam să mișc la hack versus hack, jucam cu Neverlose-ul și ziceam că e slab. Dar nu e slab, ci tu trebuie să știi să joci. Edi 22, mă, Eduard 22. Tu ești, mă. This is shit game. Zici, nu știu, mă, nu cred că e Edi ăsta. Ăla îmi plac e de mâta, indianul ăsta cred că e Edi. Edi, dacă... Ia, ce profil are? Off HVH, hai că off HVH dacă e ceva. Hai că off HVH dacă e ceva. Mamă, uite, Extreme Hex Low, ăla s-a enervat. Dă numai tapuri prin perete. Dar nu stă el în fața one tap-ului. Hai să vedem. Mamă, are avantaj acolo. Ok, dă play la bombă, pic. Ah, fuck, n-are, nu pot. Oh, ok, ok. I-am dat tap la ăla. Tap. Hai Zoli, ieși și tu Zoli. Hai Zoli. Bam, one tap. Băi, chiar, deci citul ăsta îi zice bine numele one tap. Bă, băieți, uitați ce tapuri dau. Bine, probabil ăștia au drecu. So easy, man. So easy. Mamă, ce trash talk, mă. Ui, ce trash talk fac ăștia. Start on. Come. Comone, cum îi scriu eu. Așa îmi place să scriu, come on. Comone. Comone, man. Turn on, cheat. I want HVH. No, păi ăștia n-au nicio șansă, mă, frate. Sunt așa de slab, mă, frate. Da, hai să revenim la faza cu Neverlose. Eu când ziceam, când nu știam să joc HVH, ziceam că Neverlose e slab, știți? Dar trebuie să știi one way-uri, să știi de alea, chiar dacă încă nu le-am învățat pe toate. Ok, ăla e mort. Ăsta are fake down-ul și crede că are vreo șansă rusul ăsta, dar n-are nicio șansă. N-o să-i dau pic. O să stau aici. Hai Janek, dăm pic, Janekule. Haide, dăm pic, bossule. Pam! Pam! Janek one tap.
Hai, salut, frate. Și o să-i dăm și la rusul ăsta un pic. Oh, nu-i dăm pic, nu-i dăm pic, are avantaj și e și HV. Oh, one tap, boys. One tap, boys. Hai că-i dăm pic la asta. Am încredere în cheat-ul meu. Am încredere. Ok, nice. Good job, guys. Deci, vedeți ce înseamnă, mă, să știți cât de cât să mișcați. Mai știți câtă bătaie îmi luam eu pe matchmaking? Mamă, unul a dat... Ăla de la noi a dat aba... What? Aba, nu... Ba, mă, de la noi a dat aba... Mamă, are și ăla one tap cu aie. OTC. Are ăla de la ei one tap cracked cu aie. Nu vine să cred. Nu-mi vine să cred. Probabil are one tap cracked. Nu știu dacă e paid-ul, pentru că e slab rău de tot cu aie. Și probabil nici config ca lumea n-are. Bă, dar config-ul ăsta e bombă rău de tot, bă, băieți. O să vă las config-ul în descriere dacă vreți să dați acolo la HVH. Haideți să vedem, ăsta are pistola, e că le dau pic agresiv de data asta. Bam! One tap. One tap. Bă, de ce nu mai e la James ăla, nu-i dau cu aie? One tap. One tap. Hai încă un one tap. One tap. Băi, vedeți ce înseamnă, mă, config ca lumea, mă, la un cheat, mă, frate. What the fuck? Ce se enervează ea pe mine, lol. Voi vedeți ce reșcuituri dau băieții? Go. Go no HVH. No. You started it. I am the only one killing you, lmao. Mamă, ce-mi place să le fac așa trash talk, să... Mamă, o iubesc chestia asta. O iubesc pur și simplu. O iubesc pur și simplu, băieți. Haideți să vedem dacă mai e cineva pe aici. Ok. Îi hack ăla. Bă, cred că băieții se duc pe B runda asta. O să mă duc pe B, pentru că dacă... I'm your... Mamă, ce urât vă, bă, frate. Mamă, are avantaj aici, dar cred că o să-și atap. One tap. Hai, boys. Dă-i pic. Unde e ăla? Boys, come on. Îi dau one tap. Pam, one tap. Mamă, extreme hack ăsta e slab rău de tot. Nu știu ce citi. Spuneți și mie în comentarii ce fel de citola, bă, că e slab rău de tot, bă, băieți. Fac zero deaduri, coaie. Ben, hai să-l vedem pe Janeca nostru. Hai, Janecule, domnule. Hai că îi dau... ok, l-am luat. Îi dau la rusul nostru. Nu se dau de acolo, care are avantaj, Doamne Iisuse. Ok. Ok, nici nu trebuie grenade pentru ăștia. Opa. Ok, one tap. Doamne, mi-a luat capul, mă. Doamne Iisuse. Iisuse Hristoase. Nu, că știi ce-i fac? Îi dau un aid. Dăm un aid acolo. Pam, one tap. Good job, boys. Good job. I'm very good at hack v hack. Sau cum zic ea în sănătate, HVH. Doamne Iisuse, ce-am făcut? Doamne Iisuse, am dat stop. Ok, și-a schimbat numele. Are blank name acum, nu? Janek. Care e Janeca nostru? Cred că ăsta e Janek. Doamne Iisuse, 27 cu 0 la hack versus hack versus 3 codați cu aie. Voi vă dați seama cât de slab pot să fie băieții ăștia? Doamne Iisuse, mă. N-ai cum, ține-și noi grenada. I don't play this shit. Man, you are so bad at HVH. Come on, play please. Play please. Ce nu știu ce am scris acolo, nici eu nu pot să citesc. În fine, îmi place să scriu așa în alfabet în engleză, pentru că eu optic pe băieți, eu mă oftic când vă pun că mă bate și nici nu știe să scrie cu aia. Mă gândesc, bă, în alfabetul ăsta chiar, Doamne, mă. Ok, a venit, are AVP, holy fuck. I-am dat miss. Bam, încă un pic, mi-e frică. Nu, dar nu o să-i dau pic la ăsta, care AVP, Doamne Iisuse. Ok, o să intru cu revolverul pe ăștia, deși ei au auto, eu o să intru cu revolverul, deoarece sunt foarte bun la high, la HVH. Hai, mamă, mă așteaptă aici? Nu putem cu revolverul aici, boys. Nu putem cu revolverul. Oh, ok, am dat hit. Oh, i-am dat hit la Zloi. Hai, Zloi. Oh, mi-a dat up. Ok, primul dead din meciul ăsta. Îmi place de măta indianule. Bă, ăsta chiar își a bătaie, frate. Așa de slab este. Ia să vedem, își a bătaie tipul ăsta. Ok. Bam, one tap. Ok, hai boys. Încă un one tap. Haideți să vedem, bă, băieți. Ok. Băi, nu știu, eu cred că o să câștige runda asta. Hai să-l dau. Nu pot să-l dau în first person, nu mai pot. Și mă enervează că e zoom-ul așa de mare. Doamne, ce mă enervează că zici că mă joc Mafia 3 să mor eu. O să-și atap. Nice, și încă unul. Hai, mai mă. Hai, Rhyme Hack Battle. Hai că Rhyme Hack. Bă, și ăsta are tot extreme hack ăla cu aie. A, nu, ăla-i Zoli, mi-a rămas buguit cu aie. A, nu, sorry, îmi place de măta indianule. Ia stai. Băieți, îl știți pe Raul Doica ăla de pe it cu coade. Hai să vedem dacă mă știu băieții. Da, nu știu, oricum, citul ăsta cred că o să aibă toate notele de 10, să mor eu, deci e cel mai genial cu aia la HVH și e free. Dar știu, o să apăriți mâine pe video la el. Ha, 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 ziceți sal. Hai să vedem, bă, băieți. Da, îmi place tot timpul să-mi fac reclamă în meciuri. Nu știu de ce, dar îmi place să fac reclamă în meciuri. Respect Kendama și haideți să vedem. Oh, eu că zic că o să-și atap și ăla. Serios, adică am încredere în al nostru. Salut, pupația și pupilele tale gustative, bă, mă lași. Dacă și atap ăsta de la mine, mă las de tot, mă las de canalul de YouTube să... nice one, i-a dat one tap direct. Bă, chiar îmi place, ăsta de la noi, cred că și el are... Bă, dar ce, nu scrie ce citare asta, nu scrie pe profil, nu și-a pus și el acolo ce cit... Mamă, Zlarent îl are, mamă să moare, Zlarent ăla cu noi în meci? Nu e. Jucăm ca cu scout cam fiecare. Nu, hai să încercăm să dăm un Zeus. Runda asta vreau să dau un Zeus, băieți. Sper că are auto Zeus.
configul ăsta de HVH pentru că vreau să-i dau un autozeuz de la mamă să moară brabeții, ce o să-i dau. Haideți să vedem, bă băieți. Mamă, mamă, nu mă lasă, frate. Ok, haideți, bă băieți, să vedem dacă pot să-i dau un one tap de la Blanao. Bam, bam, bam. Hai să vedem. Nu-s pe A, băieții, cred că s-au dus pe B. Și eu o să încerc să... ok, e pe mid, e pe mid. Oh, nice. Mamă, dar ce-i cu citul ăla? Spuneți și mie ce-i cu citul ăla Extreme Hack sau cum au aia Clanta cu, că eu nu pot să înțeleg ce-i cu Extreme Hack-ul ăla. Ok, e un băiat aici care mă așteaptă și și-a luat tap. Zloia nostru, Zloia nostru! Că n-aveam arma în mână, doamne, Zloi, tap. Ok, salut și ție. Haide, Zloi, vino să... ok, trage-n ălalt. Băi, Zloi, cum dai tu tapuri la cu echipierii mei, nu? Ok, i-au omorât ăla pe toți. Nice one. Da, deci ăștia au off all everyone. No. You started it. I wanted to play with legit boot and you turn on HVH. So no, I will not turn off the HVH. Ok. I-a zis, mă frate, păi dacă el, eu am vrut să joc legit meciul ăsta, să vă prezint one tap-ul, dar and I reported you. So hai să vedem, bă, băieți. Mama, dar dă tap-uri ceva băiatul ăla. S-a luat AUG cu aia. Ok, oh, nu, i-am dat BAME, nu cred. Hai mă, boys! Doamne, boys, dar vi-e frică de ăștia, mă, vi-e frică de paralelii ăștia, mă, de paralizații ăștia. Hai mă, dă-i pic. Oh, oh, ok, are avantaj acolo, nu să-i mai dau pic, nu să-i dau pic. Nu mă bloca în morții, mătii, doamne, futu-s rasa, mătii, că l-o mor pe ăsta cu AUG-ul lui, futu-s rasa, mătii, doamne. Îmi dă el bloc mie, sarmalele, mătii. Ok, ok. Ah, mi-e frică să-i dau pic, e foarte intens. Doamne, e foarte intens, așa, ai dat nade, bravo. Ok. Mergem încet și pic! Na, și mi-a dat-o. Eram sigur că dacă dau picul ăla e foarte prost, dar n-aveam ce să fac. De fapt, puteam să-l aștept, să aștept să treacă timpul să câștigăm runda, dar am zis că na, eu trebuie să joc agresiv. Dar oricum, eu cred că green ăsta, domnul nostru cu skit, nu știu de ce am impresia, Eddie, dacă tu nu ești ăsta, înseamnă că eu sunt foarte dobitoc, dar numai tu spui nume de astea tâmpite și intri pe matchmaking. Oh, 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 nice! Câștigăm 16 ore, eram eu sigur. I reported it, so it's free account, lmao. I don't care, fuck yourself. Hai să luăm auto, să vedem cum e configul ăsta și pe... oh, ce-am făcut? Mi-am luat pe Bison în greșeală. Hai să jucăm și cu auto, să vedem cum e configul ăsta pe auto. Luăm și un Zeus, poate dăm și un Zeus. Dar eu oricum cred că o să rupă configul ăsta. Dar uitați-vă și voi, 31 cu 2 și alea două deduri le-am făcut dintr-o prostie, pentru că am dat rush. Știți, puteam să joc să fac cu 0, da? Am zis, bă, frate, n-are rost. Hai să jucăm un pic în first person, deși nu prea place mie în first person să dau HVH. Oh, oh, nu-mi place deloc în first person să fac HVH. Ok, l-avem pe bot. Nu-mi place deloc să fac în first person HVH pentru că nu văd. Ok, avem ăsta și... ah, n-am config pe arma asta. O să joc cu P200. Nu, hai că joc eu cu P250. Ok, ok. Ah, căcat. Am tras eu manual aici. N-are config de... n-am config pe arma aia pe HVH. Și da, oricum îi bate. Îmi place de măta indianule. Nice, bine mă, îmi place de măta indianule. I-a rupt. Da, chiar... mi se pare super decent un tabu pentru HVH. Bine, nici ei n-au nu știu ce minunății de coduri, deci probabil dacă o să dați de skitter sau de cituri de astea bune, Never Lose, ăla, cum îl cheamă pe ăla, de apărut acum nou, Nemesis sau chestii de astea, nu o să aveți șanse. Dar cituri de astea mai slăbuțe sau Aimer, nici versus Aimer nu cred că o să aveți șanse. Dar ok, și au dat doi abanduri, dar dacă o să dați de cituri de astea mai slăbuțe și paid, că sunt multe cituri, cred că one tap-ul dă tap și la Unity. Bine, Unity mai mult de legit, dar na, nu o să dau pic aici, ba o să dau pic, ok, nu, acum. Nice, nice one. Ok, haideți să vedem ce mai fac băieții noștri. Dar nu-i văd pe ăia alți. Cred că-s pe B. Oh, nu. Cred că-s AFK. S-au dat bătuți. Nice one. Da, deci băieții s-au dat bătuți aparent. Na, nu știu, nu știu de ce. Ez. Păi normal că-i ez. Normal că-i ez când l-aveți pe Raul 2K cu OTC-ul. Și de pe săgeți puteți să vă schimbați poziția anti-aim-ului. De-aia tot timpul țin pe fake down. Și de pe săgeata de jos, gen de pe stânga și dreapta, vă schimbați pozițiile în lateral. Și de pe săgeata de dat în jos, de pe săgeata aia, gen în jos, down, vă schimbați în fake down. Și eu așa joc tot timpul, mi se pare cel mai decent. Și mulți mi-au zis că e cel mai decent ăsta fake down. Dar uite, de exemplu, dacă dați pick la un corner, puteți faceți chestia asta, știi, de-aia nu o fac. Oh, oh, shit, am uitat să pun fuck. Ok, avem ăsta. S-am uitat să pun scope-ul cu aia și să mă dau pe crouch, că orice cheater profesionist care se respectă joacă cu crouch-ul când dă pic, ok? Nice, și ultimul este Ruznak, ăla 1 cu 14, care probabil ia AFK. Mamă, ce trash talk, oh my god, ce trash talk face Ruznak, doamne, ok, dau pic de aici. Ah, fuck, n-am putut să-i dau, de ce? Why, știam că poți să dai pic pe acolo, nu știu dacă cu scout-ul, dar știam că bine, probabil n-am min damage-ul ăla bun. În fine, luăm, nu, cu scout-ul joc. Haide-i mă, frate, vină cu asta, îți dau one tap.
Bam! Oh, wow, wow, am crezut că e aici, lol. Ok, cred că o să acum o să-și atap. Bam, și tap, și... Good half, guys. You are so mad. Easy win. Ha, 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 ha. Le facem și trash talk un pic. Ah, doamne, au ieșit ambicodați, coaie. Au dat rage quit. Doamne, au dat rage quit ambicodați. Nu vine să cred. O să luăm revolverul pentru ultima rundă. Deoarece... Na, revolverul e cea mai bună armă, așa, ca de prima rundă. Și o să mergem pe A să le dăm tapuri. Pentru că nu știu de ce am impresia, dar băieții sunt AFK. Deci, na, n-ai cât să fă, n-ai cât să fă. Dăm un rush. Și, bă, băieți, dacă vreți să facem o serie din chestia asta cu HVH-ul, putem să facem. Adică să fac mai multe HVH-uri în meciuri, știți? Wow, i-am tras și prin ăsta meu, coaie. Ok, mai e ăsta care are cituri. Văd că e cu capul în jos și o să-i dau tap. Ok, nu i-am dat tap. Nici acum, mi-a dat. Wow, mi-a dat-o. Nu-mi vine a crede că mi-a dat-o. Și acum o să-i o dau, așa-i? Ok, ok, ok. Nice, i-am dat-o un tap, bă, băieți. Bă, a fost un meci foarte frumos de AI vs. SEC. 16-0, easy. Sper că v-a plăcut acest episod. Dați, frate, și voi un like și un subscribe la canal. Dacă mai aveți episoade de genul, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, Raul2KA. Nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați un cont de Steam sau de CSGO, cu orice rank cu alea, sau să vindeți conturi de CSGO, intrați în descriere, aveți site-ul steamaccounts.us, l-aveți primul link în descriere și noi ne vedem data viitoare. Salut!